am obligație pentru dumneavoastră și pe singur cu ea. Dânsa, dacă are un copil, să-i trăiască ce se întâmplă. Dar să, dacă are și carne de șofer, e mai. Hai, deci ne tai mașină, dar nu am, mai poți conduce. Da, am vedere. Și ai vrea să-ți găsești o pereche, o soție. Exact. Eventual dintre refugiați, preferabil să știe românește. Aproximativ de vârstă 50 de ani. 40. 40, mai tânără vrei, a? Da, eu nu sunt. Câți ani ai? Pe uite, un secol fără o cincime. Aia, nu, n-are. A, deci 75 ani? Nu, cum e? 70. A, fără o cincime, 70 ani. Nu e problema asta. Nu contează vârsta, am nu, dar tot... Am casă. Ai casă? Am 6 case. A, ok, și în București și în provincie? Și în provincie și așa. Deci eu vreau să o fac să fie mândră, fericită. Chiar dacă nu știe limba, să o învețe ca să rămână în România. De la sărămâna prima dată, bună ziua. Am înțeles. Bă, și eu. Bun, și cum vă găsește dacă se decide cineva? Păi vă dau numărul de telefon, îmi spuneți când se... Hai, deci să-mi scrie mie și să vă pun în legătură. Sau da, nu da. Faceți public telefonul, doar mie să-mi scrie. Numai cu dumneavoastră. Ok, numai. Da. Ținem legătură. Cum vă numiți? Cotoroiu de Dumitru. Dumitru Cotoroiu. Da, Dumitru Cotoroiu. Am înregistrat.